Redactorul șef de la Monitorul de Suceava, Tiberiu Avram, salută decizia municipalității de a amplasa semafoare la toate trecerile pentru pietoni de pe arterele principale ale Sucevei. Dar inițiativa trebuie dublată de o măsură care să faciliteze deplasarea autovehiculelor în condiții mai bune. Totuși, până a pune în practică această inițiativă, trebuie parcurse mai multe etape. În perioada următoare, primăria trebuie să obțină o serie de avize, să întocmească un studiu de prefezabilitate, după care Consiliul Local va aloca sumele necesare acestei investiții. Jurnalistul Tiberiu Avram a arătat la Bucovina TV, în emisiunea Bucovina Retrospectiv, care ar fi condiția principală pentru ca măsura să aibă eficiență maximă pentru participanții la trafic. Poate chiar semaforizarea asta poate să prevină niște nedorite accidente sau incidente. Da? Și dintr-un punct de vedere sunt foarte binevenite, dar condiția obligatorie este să fie corelată între ele. Da? Adică dacă ai plecat din zona metro de acolo, de la 8, de la OMV, la semafor pe verde, da? Ar trebui să mergi pe verde până în capăt. Da? Dacă ai mers pe verde după 200 metri roșu și apoi iar așa, n-am făcut nimic. N-am înțeles. De asemenea, jurnalistul Tiberiu Avram a salutat și inițiativa de a colora trecerile pentru pietoni, chiar dacă respectiva culoare este foarte intensă. Mă încântă așa culorile astea, dar tocmai că e extrem de țipătoare. Mm-hmm. Într-o zonă aglomerată și să trage atenția. Da? Da. Mult mai elegant era albul ăla frumos, dar trebuie. Dar trebuie pentru că și șoferi... Traficul este intens, oboseala, nervii... Da, poți să... O clipă de neatenție și, știi, orice măsură menită pentru a semnaliza suplimentar trecerile de pietoni, pentru a le scoate mai tare în evidență, orice măsură din această categorie e binevenită.